Bună, dragii mei, ce faceți voi, cum sunteți? Iată-ne din nou împreună, dragii mei, din nou la canalul meu, Crista Rocky, terapie cu lumină și muzică. Astăzi am intrat din nou pentru voi să vă arăt o altă tehnică, o tehnică un pic așa, să zice, să ne jucăm un pic, am pregătit niște bilețele, voi face prima și a doua variantă, chiar și a treia, da? Voi face în trei variante pe baza bilețelelor. Voi extrage bilețel și ceea ce zice acolo în bilețel, ce scrie, vă voi spune în cărți. Sper că sunteți toți bine, vă pup și vă îmbrățișez, vă doresc tot binele din univers și să trecem la treabă, da? Voi extrage primul bilețel pentru prima variantă. Să vedem ce ne indică energia bilețelelor noastre vis-a-vis de citire. Probleme, da? Ăsta este bilețelul, scrie probleme. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este treaba pentru toți cei din prima variantă, da? Să vedem ce probleme aveți și din ce cauză aveți aceste probleme. Să vedem, dragii mei, ce vă zic cărțile mele la problemele voastre. Aveți probleme cu legea, da? Mulți dintre voi din această variantă, unde eu am tras pentru prima variantă bilețelul cu probleme, aveți ceva, un proces, poate că aveți o neînțelegere cu cineva, poate că aveți un partaj, poate că cineva v-a creat probleme și ați ajuns la o judecată sau veți ajunge la o judecată. Lucrurile se balansează, da? Nu se știe cine va câștiga sau cine va pierde în acest problem, în acest proces. Probleme voi aveți cu legea. Dacă nu aveți, veți avea. Eu sper din suflet să nu aveți. Poate că vă încadrați, poate că nu vă încadrați în această citire, dar mie îmi arată probleme cu justiția, probleme cu legea. Am tras fix bilețelul cu probleme. Haideți să mai tragem un bilețel, să vedem ce vă mai spune. Ce vă mai spune? Oricum vă apare o nouă dragoste, ia uitați, o nouă dragoste, să vedem la ce se referă, o nouă dragoste pentru voi toți cei din prima variantă, un nou început în dragostea voastră, o nouă dragoste, poate că probleme cu legea aveți cu fostul soț, nu? De ce nu? Hai să vedem o nouă dragoste. Un bărbat pedant, un bărbat elegant, un bărbat atent spre blond, da, cu ochii albaștri sau verzi, apare în viețile voastre. Sau deja o apărut, da? În cazul în care o apărut acest bărbat, să știți că veți rămâne cu el o lungă perioadă de timp, da? Poate să fie chiar și destinul vostru. Dacă nu a apărut, să știți că va apărea acest bărbat, îl veți cunoaște într-un anturaj, îl veți cunoaște la un loc de muncă sau veți fi invitate undeva la un chef, la o distracție, la o ieșire într-un restaurant sau de ce nu chiar și afară, undeva îl veți cunoaște prin intermediul unei femei, da? Acest bărbat este un bărbat vedet, se vede carte, un bărbat elegant, un bărbat care are o stabilitate financiară, un bărbat care știe ce vrea de la viață și are și afaceri. Din punctul meu de vedere, acest bărbat, chiar dacă voi aveți probleme cu legea pentru ce aveți, poate să fie chiar și un avocat, de ce nu, poate să lucreze în instituție de stat, apare în viețile voastre. Să vă mai extrag un bilet, să vedem ce vă mai spune. Pentru voi toți cei din prima variantă, succes, vedeți? Veți avea totuși succes. Cu toate problemele care voi le aveți, veți avea un succes. Haideți să vedem ce fel de succes apare în viața voastră. Pentru voi toți care am tras aceste bilețele, haideți să vedem ce fel de succes, dragii mei, dragile mele. Un succes că scăpați de dușmani, da? Dacă aveți cumva dușmani chiar și în acest proces, voi veți avea un mare succes, puterea va fi în mâinile voastre, voi veți ține bâta în mână, adică puterea, forța, veți scăpa de ceva dușman de ani de zile, în special un bărbat care este un bărbat șaten spre blond, care este dușmanul vostru și vi-a creat o grămadă de probleme. Asta în cazul în care voi vă încadrați în această lectură, veți scăpa până la urmă. Chiar și cu acel proces, din moment ce apare succesul, poate să aibă legătură chiar și cu procesul, că puteți să-l câștigați. Oricum veți scăpa în orice situație, stați liniștiți voi cei din prima variantă că veți
ajunge învingător, până la urmă va apare, vedeți, și o nouă dragoste, va apare și un succes pe toate planurile, poate să fie succes financiar, poate să fie succes în dragoste și va apare, bineînțeles, și o nouă dragoste. Să vedem acum, dragii mei, și pentru voi toți cei din a doua variantă, ce vă spune un bilețel. Haideți să vedem ce vrea să vă spună. Aici vă apare blocaje, da? Pentru voi toți cei din a doua variantă, blocaje. Haideți să vedem ce legătură au aceste blocaje, cine vi le-a făcut sau ce se întâmplă cu aceste blocaje pentru voi toți cei din a doua variantă. Lectura este generală, știți destul de clar că o lectură personalizată va trebui să mă căutați pe WhatsApp. Haideți să vedem blocaje. Aveți blocaje să nu aveți noroc, da? Deci v-a căzut trifoiul. Blocajele voastre sunt pe norocul vostru, pe norocul de bani, pe noroc în dragoste, nu contează ce fel de noroc, aveți blocaje, nu prea aveți noroc aici, vedeți? Eu am tras cartea care indică trifoi cu patru foi, da? Care înseamnă noroc, dar voi aveți asemenea blocaje pe norocul vostru, deci nu prea aveți noroc. Aici s-ar putea să fie și niște energii negative, cine știe. Că nu există să ne naștem pe lumea asta fără noroc, doar dacă sunt ceva blesteme de karmă sau dacă sunt ceva blesteme până la noulea neam, da? Deci apare blocaje în norocul vostru, orice fel de noroc. Haideți să vedem ce vă mai spune un bilețel, ce vrea să spună. Hai să tragem un bilețel. Totuși veți avea ceva bucurii, da? Dacă nu acum, pe viitor, ceva bucurii apar în viața voastră. Hai să vedem despre ce este treaba, ce fel de bucurii. Vă indică bilețelul. Aveți blocaje pe bani, aveți ceva blocaje pe norocul vostru și cu toate astea vă apare niște bucurii. Să vedem la ce se referă aceste bucurii. Aveți bucurii că scăpați de ceva. Deci chiar dacă voi ați avut o pierdere în viața voastră, că ați pierdut un om, că ați pierdut bani, că ați pierdut, în același timp veți pierde și ceva toxic, da? Să nu vă speriați, veți avea o pierdere care Dumnezeu vrea să o aveți, da? Deci voi poate în momentul respectiv o să spuneți: Doamne, ce pedeapsă, ce am făcut, ce... Dar să știți că de multe ori în viață se închide o ușă ca să lase loc la o altă ușă să se deschidă, da? Dacă ați pierdut ceva anume, să știți că acea pierdere vă cade cu bucurie, doar în cazul în care să nu moară cineva, Doamne ferește, oricum veți scăpa de o pierdere, da? Veți scăpa de un necaz mare, toți cei din a doua variantă, pentru că vă cade o bucurie și scăpați de ceva necazuri, de ceva blocaje, da? Haideți să vedem ce vă mai spune încă un bilețel, da? Să vedem ce vrea să zică. Și la voi va apare o nouă dragoste. Ia uitați, la fel vă iese o nouă dragoste. Să vedem ce vrea să zică cu această nouă dragoste în viețile voastre, că sunteți bărbați sau femei, nu contează, va apare și vouă o nouă dragoste. Să vedem ce vrea să zică. Da, aici este o nouă dragoste. Deci dacă nu aveți pe nimeni, veți întâlni pe cineva care vă veți muta cu această persoană în casă. Poate la un drum lung, dacă faceți drumul lung, sau omul respectiv este de la drum lung, sau femeia respectivă este de la drum lung. Puteți să întâlniți această persoană prin intermediul internetului, da? Sau mergeți la cineva în vizită. Eu vă spun că aceasta este o relație care va dura, o relație lungă, o relație care va duce și la o căsătorie și la o uniune familiară, să zicem așa. În cazul în care veți întâlni un bărbat nou ca și femeie, să știți că ăla este destinul vostru, vă căsătoriți, da? La fel și la bărbat, dacă veți întâlni o femeie șatenă spre brunetă și bărbatul este la fel șaten spre brunet, este destinul vostru adevărat cu care vă veți muta în casă și vă veți și căsători, dragii mei, dragile mele. Va fi o căsătorie aici și va fi de durată, pentru că cărțile așa arată, așa vă spun, da? N-am eu cum să inventez, energia cărților vorbește de la sine. Haideți să vedem și pentru voi din a treia variantă ce vă spune un bilețel. Hai să vedem și vouă, vă iese surprize. Surprize frumoase, da? Cât de repede veți avea parte de surprize. Haideți să vedem ce fel de surprize vă cade vouă în viața voastră. Ce surprize, ce vrea să zică o carte referitor la acest bilețel cu surprize, da? Veți avea surpriza
că în viața voastră va fi o schimbare foarte mare atunci în momentul când va fi o eclipsă de lună, da? Probabil veți avea o surpriză din partea Universului că vi se va îndeplini niște dorințe arzătoare. De ce nu? Universul vă dă în schimb ceea ce ați dat după sufletul vostru. Va fi o surpriză divină, va fi o surpriză din partea Universului și este ca un fel de miracol. Se va întâmpla ceva bine în viețile voastre. Pentru toți cei din a treia variantă, această surpriză este trimisă de divinitate în destinul vostru. Poate că se întâmplă ceva care voi de ani de zile vă doriți să se întâmple și nu s-a mai întâmplat. Iată că Universul acum lucrează și vi se va îndeplini această minunată surpriză, care este mult mai mult decât o surpriză, este un miracol, zic eu, da? Haideți să vedem ce vă mai spune la al doilea bilet. Uitați, vedeți? Veți avea noroc. Un noroc. Un noroc foarte mare va cădea pe voi, pe inimile voastre, pe sufletele voastre, chiar în viața voastră. Să vedem ce are legătură cu acest noroc, ce ne indică o carte, ce vrea să zică, ce fel de noroc, pentru ce va fi acest noroc. Da? Veți fi învingător, veți avea un succes mare în ceva, într-un proiect anume. Poate câștigați o mare sumă de bani, poate câștigați un proces și vă vin bani. Poate că cineva vă ajută cu o sumă mare de bani, poate că scoateți bani din bancă, va veni un mare noroc peste voi, poate că întâlniți un bărbat care are bani și vă va ajuta, da? Orice fel de situație este cu acest rege de cupe, care este un rege a succesului, care îl ține cu pamână și vrea să zică succes din toate punctele de vedere. Poate veți avea succes chiar și în dragoste, veți întâlni o persoană sau aveți deja lângă dumneavoastră o persoană care vă poartă un mare noroc. Deci vedeți, divinitatea, universul vă trimite succesul și norocul, deci este foarte, foarte bine pentru voi. Și aici tind să cred, pentru că aici îmi apare zodia vărsătorului, da? Pentru voi, dacă intrați și în această categorie de zodia vărsătorului și săgetătorii, da? Săgetătorii și vărsătorii veți avea, dacă vă încadrați cu aceste zodii. Haideți să vă mai extrag un bilețel, să vedem ce vă mai spune. Ia să vedem. În prezent voi aveți ceva blocaje, da? Și vă avea căzut ceva blocaje. Să vedem ce legătură au aceste blocaje și de unde vin aceste blocaje. Sau vi le puneți voi singuri aceste blocaje. Sau sunt trimise, sau pur și simplu sunt niște blocaje că trebuie să existe. Cu toate că blocajele niciodată nu vin fără ceva anume. Cineva le creează, da? Ori astrele, planetele, cu Mercur retrograd și toate astea, oricineva le creează, nu există. Haideți să vedem aceste blocaje ce sunt. Iară, aceeași chestie, pe noroc. Voi singuri aveți impresia că nu aveți noroc. Sau ați avut o perioadă urâtă în viața voastră unde chiar nu vi-au mers lucrurile deloc. Dar ați văzut că acum vă apare surpriza, vă apare norocul. Nu vă mai gândiți la negativitate, vă rog din suflet, nu mai gândiți negativ, pentru că, indiferent cum veți gândi, Universul lucrează și a uitat ce minunate bilete v-au ieșit, surpriză, cu noroc, aceste blocaje oricum vor fi date la spate și voi până la urmă veți avea noroc și de bani și din toate punctele de vedere, dragii mei, dragile mele. Vă voi extrage și un înger pentru toate cele trei variante. Să vedem și un înger ce vă spune. Deci asta este per general, da? Pentru toate cele trei variante vă voi extrage un înger, voi pune cărțile aici pentru că vor să cadă jos. Cred că vine cineva în vizită, să vină de bine, nu de rău. Haideți să vedem un înger, un arhanghel, ce vă spune pentru toate trei variantele. Superare la dificultate. Vă spune că veți trece peste toate dificultățile care voi le aveți. Arhanghelul Jeremia zice că sunteți protejați și veți trece peste toate dificultățile. Arhanghelul Jeremia, vedeți? Veți trece peste toate dificultățile. Să nu vă mai gândiți, va apărea din cer un înger minunat, îngerii lucrează prin noi oamenii când se face un bine, acela este trimis
acel bine printr-un înger, va veni cu aripile lui minunate, vă va lumina viața la toți și veți fi bine. Să știți că trăim timpul unde se arată miracole și pe cer. Eu am văzut-o și pe Sfânta Fecioară, chiar când ieșeam din spital, la multe persoane de pe WhatsApp am trimis acea fotografie. Semne și minuni se arată, este foarte important ca noi să fim pe fază în momentul ăla și să le interpretăm, că suntem prea grăbiți cu munca, cu tot ce se întâmplă și nu mai avem timp să credem în un miracol. Așa că rugați-vă foarte mult la Hanghelul Geremia, că el vă va ajuta. Și de ce nu faceți rugăciuni așa cum credeți voi de cuvință la Sfânta Fecioară, la Domnul Iisus, la Îngerii Luminii și ei vă vor ajuta. Eu vă pup și vă îmbrățișez, să nu uitați că sunteți mereu în rugăciunile mele, în fiecare seară mă rog pentru voi toți. Eu vă iubesc din suflet, vă pup și vă îmbrățișez și vă doresc, bineînțeles, o zi minunată, la fel ca voi și ca inimile voastre. Vă trimit lumină infinită și Dumnezeu să vă lumineze calea. Doamne ajută!